Ai, te rog eu frumos. Haide. Nu dau ele. Dar n-am făcut nimica. Primele zile trecute un mesaj de la Ionuț Cazacu pe Instagram ce zice în felul următor: Salut, mă poți ajuta cu ceva? Am băgat vreo 250 de lei sau mai mult în Samp și m-am gândit să deschid un premium credit și un premium credit V2. Am dat 1000 de PPRP-le și mi-a picat un turismo premium și un voucher V. Te rog de implori, era tot ce avea pe cont. Am pus V-tichetul pe mașină, îmi poți da PPR-urile înapoi și eu îți dau mașina, te rog. Voiam să iau și eu Legend, mai trebuia 350 de PPR-uri și acum a rămas așa. Am băgat atâția bani și nu mai am nimic. Mi dea mama câte 5 lei pe zi și eu îi strângeam ca să bag în Samp. Te rog, poți face asta? Și am vorbit aici puțin cu el, o să dau scroll la conversații să vedeți despre ce este vorba. Am văzut cum îl cheamă pe server, l-am așteptat puțin, l-am păcălit puțin și acum intrăm pe server. Nu o să-i dăm din prima ce ne-a cerut, vrem doar să vedem dacă este genul de băiat care merită. Dacă este sampist adevărat și merită, o să-l tragem pe Discord, o să discutăm cu el și cel mai probabil o să-i dăm ceva înapoi sau poate mai deschidem un credit cu el. Cum vedem dacă o să merite? În stilul nostru clasic, boys. A2 slash A cover. Îi dăm cu A cover cu numele Denisuc 2. Perfect, ne dăm pet. Scoatem tot ce avem noi pe aici și revenim. Bun, ne-am setat tot, ne-am setat nivel 6, am scos VIP-ul, am scos absolut tot, ne-am dat și spawn, am ieșit din facțiune și acum trebuie să mergem la Ionuț.gangster. Să vedem ce face. Văd că este afectat de 495 de secunde. O să dăm și un spec pe 213 să vedem ce zice. Este într-o parcare aici, de la un clan probabil. O să mergem și noi în zonă și o să vedem cam ce face. Sper să nu fie afectat să mă aștepte, că eu i-am zis că intru puțin mai târziu. Bă, a răspuns, bă, mă bași clan? Te rog. Băi, ești nebun, nu mă așteptam. El stă pe motor și așteaptă ca răduc să intre. Dar el nu știe de fapt ce vrea să facă răduc. Ce level ai? Am doar level 7, dar nu cunosc pe nimeni pe SV. Te rog, mane, vreau și eu clan. Nu-ți trebuie 30, bro, te rog eu mult. Măcar mă ajuți și pe mine cu ceva. N-am rank 5. Bă, trebuie să facem cumva să luăm pe Discord. Am rank 1. Am înțeles. Mă ajuți cu ceva, că sunt la început și eu. Să vedem dacă eu nu spun gangster este darnic. N-am ce face. Bă, mane, nu asta. Asta. Să-mi dai și mie ceva acolo. Că e greu la început. Știi cum e? Mi-a dat un dolar să mă bată tata. Bă, frate, îți bați joc de mine tu. Bă, mane, doar atât. Bă, nu suportam playerii, gen când cerea cineva bani, dădeam niște bani și ziceau doar atât sau voiau mai mult. Eu apreciez că mi-a dat totuși 1 milion, a fost destul de dulce, dar vreau să forțăm puțin chestia, vreau să-l călcăm puțin pe bec, să vedem. Pleacă, mă, nemulțumitului, se ia darul. Bă, mare, gata, glumeam. Bă, știi ce am găsit? Cum poți să deschizi Crate Premium V2 cu 10k? Serios? Vrei să-ți arăt? Mamă, fiți atenți că dacă tot e cu crate-uri cu astea, să văd dacă vrea. Vrei să vezi că deschid acum 3? Uite, uite, să-i și o open crate. Deci dacă i-am zis de creituri, l-am înnebunit pe băiat. Deschid premium sau premium V2? Na, uite premium. Bă, n-am premium V2, băgam i open crate. Ia să deschidem noi un crate premium acum. V2, am deschis deja premium. Imediat deschidem și V2. Hai să cumpăr cu 10k. Du-mă să fă. Bă, mi-a dat NRG Premium, boys, dar n-am sloturi. Mi-a dat NRG Premium, dar
N-am slot. 10kk, bă, nob. Na, uite. Vezi? 500kk. Mai deschid. Hai să fie. Să mai cumpăr. Check V. 329. Bă, trebuie să-mi șterg o mașină. Delete car. 351. 634. Așa. Player name. Reduc. Așa, reason. Nu-mi trebuie. Ah, trebuie să pun de nisuc. Bă, mane, vezi? Deschid câte vreau eu. Gratis. Mai vrei să deschid? Da, mă, da, open credit. Bă, nu mă crede. Pentru că mi-ai dat un cacate, învăț și pe tine. Ok. Uite, încă unul. Stai și să dau slash skins. Băi, ți dau f. Stai că mă uit pe panel la tine. Bă. Mamă, bă, frate, bă, gamiaș. Bă, mane. E cont hecuit. Că eu deschid pe ăsta și transfer pe contul mare. Hai, trade. Na. Trade 213. Accept trade 213. A pus botul. Stați așa să-i dăm skins. Unde sunt skinurile? Manibla, curent skin. A, nu. Stai, stai să spawnez. Spawn car. Nu, slash V. Beagle nu, vreau să spawnăm, uite, mountain bike cu premium, bandito premium, nu, cetac, sultanul ăsta premium, să zicem că l-am luat așa, mai spawnăm bulletul ăsta premium și rainbow, așa, și trebuie să creadă că avem doar 3 sloturi și mai spawnăm noi tot ceva premium, boost premium, nu, infernusul ăsta cu V+, gata tat, gata tată, 3, 2, 1, 3. Ia uite, 3 sloturi, 3 bolizi. Adaugă vehicle, ia uite, sultan. Adaugă vehicle, bullet. Ia uite, tat. Și mai am unul. A? Ce părere ai acu? Infernus, normal. Adaugă, ia să-i punem noi niște miliarde. Money without billions. Nu, billions ne interesează. Astea sunt 5 caca, nu e mult. Un dolar. Da-te dolar și-a dat pregătit să o bată tata. Bă. Bă, chiar, ia stai-te așa. Bă, dă-mi-le money înapoi. Da, bine, râzi acum. Dar oricum, dacă nu le dai înapoi. Post. Ok, acum fac post. Ce, mă? Ia, ia. Bă, gata. Ai luat banul. Acum mă duc să vă bă cu admin Nicușor 7. Hai, pa. Hai din Nicușor. Ia-le înapoi, bă, slash Q. A dat slash Q să vezi ce se panichează. Și acum, și acum când îl sun, fiți atenți că îi zic că, bă, frate, a revenit la PC, nu știu ce, mai stau puțin. Și după aia zic, bă, mare, da, uite, am primit un mesaj pe Instagram de la un băiat, Denis Andrei. Zice că e furat mașină, ia dă să mă uit eu în trei loc. Bă, fiți atenți. Bă, mi-a dat acum un mesaj pe Instagram. Mare, tu erai Denis sub 2. A venit random la mine, mi-a zis că are hack, se deschis prem creici, mi-a dat sultan P și bullet P R și a zis că îmi dă post. Ce, mă? Ia că intru acum. Ia, ia. Am intrat pe server, boys. Trebuie să-i dăm slap, îi dăm get here. Nu trebuie să ne vadă că set reduc level 99, set reduc. No, hai să ne punem și un skin, skin, să nu-și dea seama că ăsta e skinul nostru. Ne punem acest gangsta rap, select skin, perfect.
Level avem, tot am schimbat, perfect, acum putem să dăm ID Gangster. Așa, să-i dăm slap de 1-3. Get here de 1-3. Salut. Dăm Discordul să vorbim acolo. Are poză cu bani el. Salut, bro. Alo, mă auzi? Da, bro, ce faci? Bine. Bă, da, mi-a dat Nicușor mesaj și mi-a zis că ce ai făcut, că ai furat la 1 2 mașini, că am văzut că mi-ai dat și tu mesaj pe Instagram. Da. Păi, Iar a cum venit da? la mine. A venit la mine. Mi-a zis Așa. că are hack de premium credit și premium credit de 2. Mi-a zis că deschide când vrea el și de asta. Mi-a zis că mi-arată care mașini. Și mi-a dat mașinile și mi-a zis că nu face post. Uite, iar mi-a dat mesaj Nicușor. Cum adică, mă, frate, că nu înțeleg? Adică a venit unul așa random și te dați ție mașini? Că Care hack. băiatul ăla a dat dovadă când i-a arătat tu că n-ai vrut să-i dea mașinile. Mi-a arătat Nicușor. Înainte să iasă, am zis că să dea trei, să-i dau mașinile înapoi. Păi și de ce nu i-ai dat? Cum e asta? Păi Tu a ieșit. mă chem pe mine să mă rogi să-ți dau creditul înapoi că au fost toți banii tăi și ai deschis și tu dai țeapă pe exact acum înainte? Cum să Dar meriți nu tu am să-ți dat. dau alea înapoi dacă tu ai dat țeapă? Zi-mi tu mie. Dar nu am dat. Păi cum ai dat? Dar ce caută mașinile alea la tine? Sunt ale tale? El mi le-a dat și după aia a ieșit imediat cum mi le-a dat. Și tu crezi că eu pot să te cred pe tine, nu? Hai, îmi zici și mie adevărul ca să nu bară în contul. Te rog eu frumos. Cum? Păi să-mi zici adevărul să nu bană în contul ca L-am zis. să dăm mașinile înapoi la băiat să fie treaba bună, că nu mi se pare ok. Ți-am zis adevărul. Hai că e adevărul. Deci nu vrei să o dăm la pace, nu? Nu vrei să o dăm ca lumea. Îi dau mașinile înapoi că el mi le-a dat. Păi da, dar zi-mi adevărul, ce s-a întâmplat? Și dai mașinile înapoi, că Ți-l-am văd că zis. nici măcar nu mai e online, băiat, nici nu găsesc contul pe panel, nu înțeleg cum. Păi și eu l-am căutat. Păi eu înțeleg ce manevre ai făcut tu, sincer, dar dacă nu vrei să-mi zici adevărul, nu mai stau prea mult pe gânduri, că eu am intrat să te ajut, n-am intrat să ne pierdem timpul, nu? Păi de-aia ți-am dat și mesaj. Păi da, am înțeles, dar îmi zici sau nu? Te-am zis. Ia asta să-ți dau eu ție, Get ID, Ionuț, cum te cheamă? Ionuț, spun gangster. Slap Da, două. 213, get here, 213. Da, îmi zici sau nu-mi zici? Ți-am zis. Ah, ok, Asta deci. l-a făcut. Nu vrei să o dăm la pace? Nicio problemă, frate. Dacă tu crezi că ne tragem de șireturi aici. Mă, Nicușor, ID, Ți-am zis Nicu. adevărul. Slap, da, mă, da. Bine, mă, că zici tu adevărul repede. Hai că e adevărul dacă e da, mă, ce vrei și tu, că m-au luat acum nervii. Băi, ultima șansă, zi sau nu? Păi ți-am zis. Ok, salut, ban, 2, 1, 3, 1, țepe multiple. Cum Gata, mă, multiple? coaie. Păi, dacă i-ai dat țeapă, știu ce mi-ai făcut tu în trecut. Tu vii la mine să mă rogi să-ți dau creditul înapoi și alea și tu, de fapt, dai țepe la băieți. Le furi bullet și de astea. Ce pula mea. Dar n-am dat eu țeapă. El mi-a dat cum Poftim? ar veni mașinile. El mi-a dat mașinile. Da, ai vreo dovadă? Nu, zic eu. Că băiatul ne-a arătat dovezile. Hai, El salut. mi-a dat mașinile. Bine, mă, frate, hai, salut. Bă? A închis. Îl mai sunăm o dată, îl mai lăsăm așa o minuță, el să fiarbă, după aia îl mai sunăm o dată. Bă, poate se simte bă, săracul băiat prost, am văzut că e mai mic, are 14 ani. Mi-a dat mesaj pe Insta, bă, mare. Să zicem, răspunde. Pe Discord. Bă, frate. M-auzi? Băi, ultima șansă. Alege, zici adevărul sau nu? Dar n-am făcut nimic eu. Bă, cum mă, n-ai făcut nimic? Așa ziceți toți că n-ați făcut nimic. Zici sau nu? Păi eu dat ți-am zis odată. Bine, mă, frate, hai că n-am cum Mamă, să te rog dau. eu. Ah, ce mă rogi? Hai, te rog eu frumos. Haide. Ce, mă, Nu dau mane? eu le. Că Ce? n-am făcut nimic. Și de ce te faci că plângi acum? Nu mă facă plâng. Ce? Am băgat niște bani și un joc ăsta și tu îmi dai bani. Bă, mare, termină, nu te mai face că plângi acum, nu mai face pe actorul cu mine, că nu merge. Eu zic adevărul. Bă, tai Nu mă, vrei să mă dracu, cu minte. asculți?
Ce dracu adevăr? Ăsta e adevăr? Da, el mi-a dat alea. Nu i-am dat nimic ca eu. Hai că nu i-ai dat nimic. Da. De ce mi-ai dat mesaj pe Insta? Ce mai vrei? De ce mi-ai dat bani? Păi nu meritai bani, ai dat țeapă. Nu. Arată și mie vreo dovadă. Păi pare că până acum plângeai, acum nu mai plângi? Nu plâng. Nu plângi? Nu. Vă vare, gata, serios, nu mai merge Caterinca asta. Zi sau nu adevărul? Ce adevăr? Cum i-ai dat țeapă? Cum ai reușit să-i dai țeapă la un cont fake? Eu cred că tu ai făcut ceva, vreun abuz de vreun hack, ceva. A, tot eu sunt ăla cu hack. Bă, ce hoții, e hoți băiatul, nu dai. Bă, mane, gata, serios, acum vorbim la modul cel mai serios, încheiem toată povestea asta. Banul rămâne. N-am cum să ți-l scot, pentru că nu ne zice adevărul. Ce zic? Păi care? A venit la mine. Așa. La clan. S-a pus mâine pe motor, eu am fost să-mi tai o bucată de pizza. Am venit și l-am găsit și mai să-mi dau niște bani. Și m-am dus, i-am dat un dolar prima oară. După i-am mai dat un dolar. Un dolar și pe un milion. Păi a zis că dacă vreau să-mi dea un hack de bani. Pe cum hack de bani? Un hack de bani, hack de ăsta, se deschide premium credit și premium credit de 2. Pe ce, există așa ceva? Așa mi-a zis și păi mi-a dat astea. Da, mă, mane, te cred acum, gata. Bă, frate, acum, la modul cel mai serios, eu eram băiatul ăla și apreciez faptul că ai fost sincer și apreciez faptul că într-un final voiai să-i dai alea înapoi și că am văzut că-i dat trade acolo și chiar mesaj. Voiai. Poftim? I-am dat mesaj să-i acceptă trade-ul, să-i dau am alea înapoi. Am văzut. Eu eram pe contul ăla de Nisuc 2. Apreciez faptul că ai fost destul de darnic și apreciez faptul că ai fost și destul de sincer. Ideea e că am văzut așa că ești puțin șerpișor, că te-ai făcut că plângi și nu știu ce, dar... Nu, pe bune, m-am speriat prima oară, n-am știut că ești tu. Hai că te-ai speriat dacă... Bine, știi pe cum bune. Facem? Hai să-ți dau un ban ionuț.gangster, dar tu ești gangster așa în general sau de ce ți-ai pus numele ăsta? Așa e numele, așa nu am găsit alt nume. Am înțeles. Hai, intră repede pe server și pentru că ai fost sincer și pentru că ai fost și darnic și apreciez acest lucru, că am văzut că ai dat acolo și un milion la băiat și toate astea. Hai să vedem cum facem. Bine. ID Ionuț. E 702. Get here. 702. Urcă pe mașină, te rog. Ne teleportăm. Deci pentru că ai fost și sincer și pentru că ai fost și de treabă cu băiatul și l-ai și ajutat la început și toate astea, o să-ți rămână ție mașinile alea două și o să deschide și un premium Crate V2, bine? Ok. Ești mulțumit? E ok? Da. Sigur? Am. Da. Nu par foarte mulțumit, ia. Da. Ești? Bine, hai să deschidem aici un premium Crate V2. Suntem în Virtual World? Ție ți apar astea de la Crate? Nu. No. Set Virtual World reduc 0. Ah, da, era un virtual. Get here 702, nu? SSP da, 2 frate. 100, SSP 100, GVPP 702 da. 500 și acum open crate. Hai să dăm buy crate. Și dăm open crate și dăm împreună, da? Și mie, hai să dăm și lui Nicu GVPP 192 500. Ia. Go go go. Hai, open crate și deschide împreună toți 3, 3, 2, 1 și am plecat. Ce crezi că e? Zi repede. 1000 PP-uri ar merge. Mamă, ce ar merge 1000 de PP-uri să-ți scoți cașcavalul ăla, hă? Da. Dar de ce ai riscat tot ce ai avut să... Eu am luat VIP ticket. Bă, ce bula înseamnă VIP ticket? La fel, am așa. La fel și tu? Atunci. Nu, atunci a deschis și acum unul. Și acum ce ai luat? Nu știam că trebuie să-l deschid. Stai că-l deschid. Păi deschide-l. Nicu ce a luat? Poză fly. Hai să vedem ce e și cam atât. Da. Dar de ce ai riscat tot ce ai avut să deschizi două crate-uri? Am zis că poate îmi pică ceva mai bun. Hai, dai open crate? Da, acum se dă. Ia să vedem. Bă, skin premium. V2. Bă, e ok, nu? Da.
E acceptabil. Bine, mă, frate. Hai, te pup, baftă și să fii la fel de bun cu playerii în continuare, da? Da, Să facem mulțumesc. comunitatea asta strong. Hai, te pup. Da, pa, pa, Salut. mersi.